Am citit săptămâna asta și săptămâna trecută estera de trei sau patru ori întreaga carte, încercând să mă focalizez pe capitolul 5 și capitolul 6, ceea ce vom avea în fața noastră astăzi, și n-am putut nici cum să-mi scot din minte cuvântul coincidență. 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 Omul potrivit la locul potrivit. De aceea, aveți pe Notițele pe care le-ați primit, titlul episodului de astăzi, Coincidențe planificate. O contradicție în termeni, dacă e coincidență, nu poate fi planificată. Totuși, fiecare coincidență din episodul de astăzi vine la momentul potrivit și se întâmplă persoanei potrivite. Trebuie să fi fost planificate. Și gândindu-mă la coincidențe, n-am putut nici cum să-mi șterg din minte ilustrația pe care am mai spus-o de la învolul acesta, însă nu cred că ne lipsește niciuna dintre noi să zâmbim puțin. Se spune că un păstor își cumpărase o pisică și întotdeauna se jucau cu pisica în curte, de câte ori îi lăsa vremea de afară. Până când se întâmplă nefericitul eveniment că pisica se blochează sus, în vârful unui copac, însă prea sus ca să fie salvată cu mâna și totuși prea jos ca să te poți întinde după ea. Pentru că era păstor și a chemat comitetul, au făcut o adunare ad hoc și au făcut planul următor. Să aduc o mașină în curte, să lege vârful copacului de remorcherul mașinii, să întindă frânghia în așa fel încât să se îndoie copacul și să salveze pisica. Zi și făcut, aduc mașina, aruncă frânghia agăță vârful copacului, leagă de remorcher, mașina este ambalată puțin, înaintează 2-3 metri, copacul începe să se aplece către mâinile salvatoare ale tatălui, însă când se pune mâna pe pisică, se rupe frânghia și pisica o ia exact în cealaltă parte. Și aici se încheie întâmplarea. Peste două săptămâni, fostul posesor al pisicii merge în același cartier într-o vizită la o familie. Bate la ușă, când îi se deschide ușa, pisica la picioarele doamnei care deschide ușa. Șocat fiind, se uită la pisică, se uită la doamnă, se uită la pisică, nu știe ce să facă și trebuie să-și dea drumul puțin șocului și zice frumoasă pisică, o aveți de mult? domnule, nu o să vă vine să credeți. În urmă cu două săptămâni, eram cu copiii de dimineața până seara acasă, fiind weekend, și copiii nu mai tăceau că vor o pisică, că vor o pisică. Și până, la urmă, și eu și soțul meu am cedat și am spus, dragilor, ne punem pe genunchi în curte, ne rugăm și dacă Dumnezeu vă vrea o pisică pentru voi, vă va trimite o pisică. Și nu o să vă vină să credeți, ne-am pus pe genunchi, am închis ochii și când am spus, amin, pisica era lângă noi. De ce? Pentru că atunci când ne rugăm, coincidențele apar. Atunci când nu ne rugăm, coincidențele nu mai apar. nu e așa? Ne rugăm pentru o minune care e pusă la categoria coincidențe. Ei bine, episodul de astăzi este plin de acest fel de coincidențe. Și aș vrea să vă rog să faceți un lucru. Dacă azi dimineață n-ați putut închide un ochi că ați pierdut lucruri esențiale din predică, aș vrea după masa asta să închideți ochii și eu promit să încerc să citesc la fel de frumos pe cum a recitat Radu Gheorghiță dimineața. Haideți să facem exercițiul ăsta. Închideți ochii și imaginați-vă scenele. Bun, Estera 5 cu 1. Dați drumul imaginației în limitele bunului simț și încercați să vedeți episodul acesta. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărățești și a venit în curtea dinăuntru casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, i-a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis, ce ai tu împărăteasă Estera și ce îmi ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu cale, să vină împăratul astăzi cu Haman la spățul pe care l-am pregătit. Și împăratul a zis, duceți-vă îndată și aduceți pe Haman cum dorește Estera. Împăratul s-a dus cu Haman la spățul pe care îl pregătise Estera. Și pe când au vin, împăratul a zis Esterei, care este cererea ta iată va fi îndeplinită. Ce dorești? Chiar dacă cere jumătate din împărție o vei căpăta. Estera a răspuns, iată ce cer și ce doresc. Dacă am căpătat trecerea înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul să mă împlinească cererea și să-mi facă dorința să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care îl voi pregăti mâine și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula și nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevasta sa Zereș. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăților lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrădnicie și despre locul pe care îl dăduse mai presus de căpetenile și slujitorii împăratului. Și a adăugat. Eu sunt chiar singurul pe care împărtea Estera l-a primit împreună cu împăratul la uspățul pe care l-a făcut și sunt poftit și pe mâine la ea cu împăratul. Dar toate acestea nu au niciun preț pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acesta, șezând la poarta împăratului. Nevastă sa Zereș și toți prietenii lui i-au zis să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi ve merge vesel la o spăț cu împăratul. Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să se pregătească spânzurătoarea. În noaptea aceea însă, împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bictan și Tereș, cei doi famine ai împăratului, păzitorul pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasveros. Împăratul a zis, ce cinste și mărire s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujeau împăratului. Atunci împăratul a zis, cine este în curte? Haman venise în curtea de afară, a casei împăratului, să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care îl pregătise pentru el. Slujitorii împăratului au răspuns, Haman este în curte. Și împăratul a zis, să intre. Haman a intrat și împăratul i-a zis, ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Haman și-a zis în sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Și Haman a răspuns împăratului, omului pe care vrea împăratul să-l cinstească, trebuie să-i se aducă haina împărățească, aceea cu care se îmbracă împăratul și calul pe care călărește împăratul și să-i se pună cununa împărătească pe cap și să se dea haina și calul unia dintre căpetenile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să se strige înaintea lui. Așa se face omului pe care vrea să împăratul să-l cinstească. Împăratul a zis lui Haman, ia dată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu, care șa de la poarta împăratului. Nu lăsa nimic din ce ai zis nefăcut. Și Haman a luat haina și calul, am îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetății și a strigat înaintea lui, așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Mardoheu s-a întors la poarta împăratului și Haman s-a dus în grabă acasă, mâhnit și cu capul acoperit. Haman i-a istorisit nevestei sale Zereș și tuturor prietenilor săi tot ce îi se întâmplase. Și înțelepții lui și nevasta sa Zereș au zis, dacă Mardoheu, înaintea căruia a început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat îndată pe Haman la spățul pe care îl pregătise Esther. Amin. Nu știu câți dintre voi ați respectat rugămintea mea și sper că nu prea mulți, că riscul a s-a dormit. Însă deci aș vrea să ne uităm în următoarele minute în două direcții. În primul rând, aș vrea să ne uităm în prima parte la actorii care intră în scenele noastre de astăzi. Ca mai apoi să ne uităm la regizor. Să vedem ce învățăm de la actori, pe de o parte, și ce învățăm de la regizor, pe de altă parte. Haideți însă, pentru asta, ca să fie cât mai cu folos timpul nostru, să ne uităm câteva versete în episodul anterior. Este la 4 cu 13. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și zbăvirea vor veni din altă parte pentru iudeii și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta a ajuns la împărție? Estera a trimis să spună lui Mardoheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în susa, postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pier, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. Cu asta am plecat acasă data trecută, știind că tot poporul iudeu aflat în Susa, stă pe genunchi și postește cel mai negru post, știind că la capătul acestui post s-ar putea să moară toți. În frunte cu Mardoheu și Estera, cea care a cerut acest post. Și observați cât timp trece în capitolul 4 și capitolul 5. Ce aveți în scriptură între cele două capitole? Un spațiu alb aveți. Însă acest spațiu alb aduce înaintea noastră trei zile. Pentru că începe în felul acesta, 5 cu 1, a treia zi și ne oprim aici. Între episodul 4 și 5 nu avem decât un spațiu gol în scriptură, însă avem trei zile intense și pline de acțiune. Nu-mi pot imagina că Estera s-a dus și a stat undeva la umbră și cineva i-a făcut vânt timp de trei zile. Sunt convins că a stat și s-a gândit cum știa ea mai bine să ajungă la inima și la mintea împăratului ca să obțină salvarea iudeilor. Toate acestea, în timp ce toți iudeii țineau post, stăteau în post și în rugăciune. Nimic scris despre aceste trei zile, însă știm că era post și rugăciune. Nu mai știm nimic despre Estera, decât că e cel lui Mardoheu să strângă pe evrei și să postească. Abia după aceste trei zile, care devin definitorii pentru ce se întâmplă, acțiunea reîncepe. Și aici aș vrea să rezumăm primul punct. Așteptarea nu înseamnă asta cu mâinile în sân. Așteptăm ca Domnul să intervină în viețile noastre. Așteptăm și ne rugăm și cerem intervenția Lui. Câți dintre noi nu facem asta? Fie pentru noi, fie pentru cei dragi ai noștri. Câți dintre noi nu ne rugăm ca Domnul să intervină în viața soțului, soției, părinților, copiilor, care nu sunt toți la Dumnezeu? Cu mână ridicată. Cred că fiecare dintre noi. Câți dintre noi facem ceva în timp ce ne rugăm pentru aceasta? Așteptarea nu înseamnă să stai și să aștepți cum mâinile în Trebuie să fie ceva, trebuie să fie post și rugăciune, însă după cum va decurge imediat acțiunea, vom vedea că urmează mai mult decât post și rugăciune. Și aici începe acțiunea. Estera s-a îmbrăcat cu haine împărătești și a venit în curtea din lăuntru casei împăratului, înaintea casei împăratului. Și aici suspansul crește pentru că Estera poate în următoarele rânduri să moară. Însă când împăratul a văzut-o pe Estera, i-a căpătat trecere înaintea lui. Și când vedem aceste cuvinte, a căpătat trecere înaintea lui, nu putem să nu ne gândim la episodul 2, la capitolul 2, acolo unde ni se repetă de două sau de trei ori că Estera a căpătat trecere Înaintea Împăratului și înaintea celor care o treceau prin acel filtru pentru mispersia. Estera capătă trecere încă o dată. Frumusețea ei, candoarea ei, felul în care vorbește, felul în care se prezintă, toate acestea contribuie la felul în care îi se deschid ușile. Și Împăratul a întins și prin felul acesta a arătat faptul că nu va fi omorâtă. Și Împăratul a zis: Ce ai tu împărăteasă și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Observați ce invitație. Observați cât de larg îi se deschide ușa esterei. Ce am fi făcut noi în situația aia? Dragul meu, dacă ceri jumătate din împărăție, poate fi a ta. Ce îți dorești? Dacă era Petru din Noul Testament, ce ar fi cerut Petru? Atunci, pe loc, ar fi fost omorât Haman. Dar nu face asta Estera și aici notați tactica, calmul și întrevedem oarecum un plan pe care Estera l-a pus la punct în acele trei zile de post și rugăciune. Aici și acum Estera putea să obțină eliberarea întregului popor, însă nu o face. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu care să vină împăratul la ospățul pe care l-am pregătit și lucrurile de curb normal, împăratul hotărăște că va face pe placă și trimite după Haman, Haman vine la... și Haman se pregătește și el să vină la ospăț. Și în timpul ospățului, încă o dată îi se oferă esterei șansa să scape poporul. Însă estera nu dă un răspuns. Îi invită la al doilea ospăț. Estera fie nu are curajul, fie nu vrea să ceară cel mai scump lucru pe care putea să-l ceară și l-ar fi obținut. Putea să pună capăt agoniei poporului atunci și acolo. Și tind să cred că Estera nu vrea. Fiindcă Estera are în buzunar acele ingrediente cu care poate să câștige toată, tot războiul, nu doar o bătălie. Însă planul ei, tactica ei, răbdarea ei, înțelepciunea ei o face să-și păstreze calmul, și în timp ce postește, se organizeze nu o nuntă, nu un ospăț, ci două. Imaginați-vă, post negru, și se trebuiască să organizeze un ospăț. Cât can, cât sânge rece. Fie tace și poporul moare, ca mai apoi poporul să moară și ea, și mai apoi poporul, fie riscă, ea moare, ca mai apoi poporul să moară. În fiecare unghi, din orice unte te uitai la Estera, moartea putea să fie pentru poporul ei. Însă uitați-vă la pașii pe care le face. În primul rând, pe ce se bazează Estera în momentul în care începe să creeze un plan? Se bazează pe puterea tradiției poporului ei. Și ce -și din tradiție? Postul și rugăciunea. Apoi se bazează pe autoritatea pe care o câștigase încă din capitolul 2. Era cea aleasă de Ahasverosh. Le avea oarecum la degetul mic, prin frumusețea ei. Se bazează pe tactică, pe calm, pe calculul fiecărui pas pe care urmează să-l facă. Și apoi se folosește de caracterul, de dorințele și impulsivitatea lui Ahasverosh. Îl joacă pe degete și îi zice, Ahajveros zice, ce le dau jumate din împărție. Liniștește, dragul meu, parcă aud. Nu-i nevoie. Vină la spăt. Ce-i place lui Ahasverosh mai mult decât un ospăț? Întins pe zile întregi, îl atinge unde îi place mai mult. Vine la ospăț și Ahasverosh vine la ospăț. Personalitatea lui este împotriva lui în această întâmplare. Observați cum îi se adresează ei, lui, împăratule. Nu îi spune pe nume, cu toate că probabil că o putea face, însă întotdeauna îi dorințele îi la ego acesta și apoi se folosește de ce are ea mai bun în ochii lui frumusețea ei și scena din curte în care atinge sceptrul mi-o meu, meu imaginez fiind o scenă plină de suspans ce se întâmplă și frumusețea ei trebuia să-l fi doborât încă o dată și în toate mișcările ei implică suspans secret și așteptare ce-ți dorește stera? îți spun mâine spune ce-ți dorește stera? îți spun mâine și lasă oarecum să-și dorească lucrul acesta. Și acest lucru sublinează cel de-al doilea punct. Planificarea nu lasă loc improvizării. Acum, dacă am găsit bunăvoință, să vină împăratul împreună cu Haman la ospățul pe care l-am pregătit și mâine. Putea la primul ospăț să obține ce dorea. Însă întinde oarecum suspansul și așteptarea pentru că și-a planificat lucrul acesta. Estera este liniștită. Estera este pe poziții. Știe ce urmează. Însă de aici aș vrea să mergem mai departe la a doua scenă, mai lungă, în care îl vedem pe Haman. Pentru că luminile sunt puse pe Haman. Haman a ieșit în ziua aceea, 5 cu 9, vesel și cu inima mulțumită. Dar, când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Uitați-vă la un Haman orbit de mânie, în timp ce avea tot ce-i dorea inima. Un Haman care era primul în grad subahajveros. Orice-și dorea inima, putea să obțină. Însă nu are închinarea lui Mardoheu. Și asta râcâie. Se vorbește despre bogăția lui Haman în termenii numărului de copii pe care i-a avut 280 de copii. 10 ai lui personal și 10 din țiitoare Asta spunea cât de bogat este Haman. Putea să întrețină așa un harem ca să aibă 280 de copii. Un om bogat până la refuz că lipsește ceva. Închinarea lui Mardoheu. Iudeul. Și aici mi-l imaginez pe Haman ca un fel de Adam și Eva. Toată grădinea lor. Orice nu există limită. Un fruct însă, să nu mâncați din el. Ăla a trebuit să fie mâncat. Așa mi-l imaginez pe Haman. Orice în împărăția lui Hașveros, mai puțin în chinarea lui Mardoheu. e bine, aia o vreau. Ochii. Plăcerea aceasta a ochilor. Orbit de mândrie, începe și etalează -și toate bogățiile în fața prietenilor lui și a nevestei sale și nevasta lui are un plan diabolic să spânzure pe Mardoheu. Într-o spânzurătoare înaltă de 50 de coți. De ce 50 de coți? De ce nu doar 5? Ar fi murit la fel Mardoheu. De la indiferent de la ce înălțime este aruncat cel spânzurat, la fel moare. Însă cei 50 de coți trebuiau să arate grandoarea lui, bogăția lui, puterea lui. Încă o dată această mândrie. Și dacă citim verset cu verset, vom vedea cum se sublinează faptul că mândria merge înaintea căderii. Haman s-a grăbit să plece acasă mâhnit cu capul acoperit. Și nu mai vreau să citim tot textul. Însă uitați-vă la acest Haman, un om care este mândru până în măduva oaselor. Și un om pe care Dumnezeu, din umbră, începe să-l mute ca un pion pe o tablă de șah. În puterea și în mândria lui, în bogăția lui, Haman nu-și mai controlează viața. Altcineva începe să o controleze Și versetul 4 din capitolul 6 Îmi spune lucrul acesta Atunci împăratul a zis cine este în curte Haman venise în curtea de afară Acasă împăratului să ceară împăratului să spânzure pe mardoeu, Pe lemnul pe care îl pregătise el Și parcă umorul și ironia fină a lui Dumnezeu Este la cote maxime aici Haman venea cu planul bine pregătit Să-l aibă pe Mardoheu spânzurat Și vine plin de încredere că planul lui va fi aprobat numai decât. Însă noi care citim, știm că el vine de fapt și se apropie către moarte. Haman nu-și mai controlează viața, altcineva o controlează. Umorul și ironia la cote maxime. Și aș vrea să închei prima parte în care ne uităm la actori cu versetele 10 la 14. Împăratul a zis lui Haman, ia-mi haina și calul, așa cum ai zis, și fă iudeului Mardoheu, care șa de la poarta împăratului, nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus. Și Haman a luat haina și calul, imaginați-vă ce, lungi au fost, ce lungi au fost acele minute, în care planul gândit de el, pentru el, să fie practic încoronat și plimbat ca un împărat prin curtea palatului, acel plan urma să fie făcut dușmanului lui numărul unu. Și el trebuia să meargă să ia haina și să, facă plan, să pună planul acesta în practică. A îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal, prin locul de al cetății și a strigat înaintea lui. Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Cred că avea prune în gură în timp ce vorbea lucrurile astea. Să vorbească el despre Mardoheu în termenii ăștia. Mardoheu s-a întors la poarta împăratului și Haman s-a dus în grabă acasă, mâhnit și cu capul acoperit. Și aici observați trei stadii ale umilirii lui. S-a dus acasă, mâhnit și cu capul acoperit. Primul stadiu al suferinței. Al doilea stadiu, 6 cu 13, Haman i-a istorisit nevestei sale. Cred că intram în pământ. Să mă duc acasă, să mă întrebe Dora, ei cum a fost? Și trebuie să se re să repovestesc toată această umilire. Și al treilea stadiu, pe când îi vorbeau ei încă, au venit fameni împăratului și au luat îndată pe Haman la spățul pe care îl pregătise Estera. Cine au venit după Haman? Oamenii. Era o jignire profundă. Tu, bărbat, să fii adus la ospăț din niște fameni. Însă simțul umorului pe care Dumnezeu le talează aici ajută la umilirea acestui personaj emblematic pentru mândrie. Haman, portretul mândriei, mândriei și al prostriei versus Mardoheu, care e înălțat pe cea mai înaltă scară, ce face? Nu spune nimic. Și când termine toată această paradă, unde se întoarce? De acolo de unde a plecat? La poarta Împăratului. Un Mardoheu care știe locul versus un Haman care nu mai are limite. Orbit de mândrie. Însă dacă citim acest text într-o altă notă, vom începe să vedem coincidențele. Și asta înseamnă să ne uităm la Dumnezeu. Să-l vedem pe Dumnezeu în spatele acestor acțiuni. Și în primul rând, aș vrea să ne uităm la faptul că Dumnezeu conduce istoria. Și doar câteva întrebări am aici. Cum au ajuns iudeii în susa? De ce sunt încă acolo? De ce n-a plecat și Mardoheu și Estera? Cum a ajuns Estera la împărat? Care sunt implicațiile șederii lui Mardoheu la poarta încetății? Ce a auzit el și când a auzit? toate aceste detalii arată un Dumnezeu care plasează oameni sau lasă oameni în acele locuri în care aud ceea ce trebuie să audă, intră pe ușa pe care trebuie să intre sau câștigă inima împăratului. Toate acestea, în economia lui, contează foarte mult în comparație cu cum le vedem noi la momentul acela. Acest episod n-ar fi avut loc așa dacă Estera și Mardoheu nu erau în susă. În episodul 2 mă întrebam, ce caută oamenii ăștia aici? De ce n-au plecat înapoi cu întregul popor? A trebuit să așteptăm episodul 5 ca să vedem cum Estera și Mardoheu sunt folosiți de Dumnezeu ca să ducă un plan în îndeplinire. Dumnezeu conduce istoria și această istorie înseamnă memorie. Și memoria înseamnă instruire, să fii învățat să vezi aceste lucruri. Și memoria înseamnă putere. Și istoria poporului evreu semnifică aceste lucruri la fiecare moment important din istoria lor. De la alegerea poporului până la trecerea prin exod și dincolo. Istoria înseamnă putere și Dumnezeu creează această istorie. Într-al doilea rând, Dumnezeu își lasă amprenta în istorie. Și aș vrea să subliniez acele cuvinte în acea noapte, în acea noapte a nu putea să doarmă. De ce? De ce tocmai în acea noapte? De ce nu în altă noapte? De ce nu o noapte înainte sau o noapte după? În acea noapte, nu înainte, nu după. De ce n-am putut să doarmă? L-a fi durut capul? Nu cred că ar fi cerut vin și nu mai era în stare să citească. O fi avut indigestie? Nici asta nu cred, că tot vin ar fi cerut și iar n-aș fi putut să citească. Și a poruncit el când n-a putut să doarmă? De ce n-a cerut una din cele sute de țiitoare? Avea cu ce să se distreze. Avea cum să facă să treacă timpul mai repede. Avea cum să devină obosit. Nu. În acea noapte, din senin, vrea să citească un pic de istorie. Eu când am somn, citesc ebraică. Vine instantaneu somnul. Se pare că Ahaj Vroș avea Obiuri asemănătoare. Ce a cerut? Ce a vrut să vadă? Cartea cronicilor. Vreau să citească puțină istorie. Dar credeți că era un singur sul? Erau zeci de suluri cu istoria poporului persan. Putea să citească despre un război pe care îl câștigase, ca să-i se învioreze sufletul? Nu. El citește un fapt neînsemnat. Despre un oarecare Mardoheu. Ce coincidență, nu? i-au căzut ochii pe acel episod din istoria poporului evreu care avea să ducă la salvarea acestui popor. Ce coincidență! De ce a rămas Mardoheu nerăsplătit? Am stat și am întrebat în capitolul 2. Dar nu e o nedreptate pentru el să facă așa o cinste împăratului și împăratul să treacă cu vederea. Și aici stau și mă gândesc la noi, când ceea ce facem noi pentru Domnul rămâne neobservat de către noi, cum în economia lui Dumnezeu acele lucruri contează așa de mult, însă El le va folosi atunci când este nevoie de ele, nu când vrem noi. De ce e Haman în curte la ora aceea? De ce este Haman pregătit să intre la împărat? De ce se întâmplă toate acestea după o noapte, cu o noapte înainte de al doilea ospăț? De ce? Pentru că Ahasveros era pregătit să ia decizia care urma să salveze poporul. Credem noi, nu știm încă până episodul următor. Și într-al treilea rând, Dumnezeu știe și se implică în cele mai mici detalii ale vieții oamenilor. El creează istoria, el își lasă amprenta în istorie, însă își lasă amprenta în mine și în tine, ca și părtaș la istorie. Și aici aș vrea să închei cu un detaliu oarecum de finețe din 6 cu 13. Hamania a istorisit neveste sale zere și tuturor pietrilor săi tot ce i s-a întâmplase. Și înțelepții lui și s sa zere și au zis, și asta trebuie notat, dacă Mardoheu înaintea căruia a început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. De unde și până unde, Doamne Zereș? De ce spui lucrul ăsta? pentru că Dumnezeu se implică în cele mai mici detalii ale vieților oamenilor ca să se facă cunoscut. Și am să explic imediat. Zerește alături unei mulțimi de oameni dintre neamuri, nu din poporul lui Dumnezeu, care încep și recunosc puterea lui Dumnezeu în cadrul poporului lui Dumnezeu. Uitați-vă cu mine în 23. În număr 23, de la vestul 9, încolo. Uitați-vă acolo ce spune. Balam. Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește de departe și nu face parte dintre neamuri. Cine poate să numere pulberea lui Iacov și să pună numărul unui sfert, să spună numărul, numărul, unui sfert din Israel? O de aș muri de moarte celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca a lor. Balam vorbește despre poporul lui Dumnezeu. Și dăm câteva pagini în, versetul, în, capitolul 24, de la versetul 5. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, locuințele tale, Israele. Ele se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloe pe care i-a sădit Domnul, ca niște cedri pe lângă ape. Tot Balam vorbește. Apa curge din gălețile lui și, se mânța, și sămânța lui este udă de ape mari. Împăratul lui se nață mai presus de Agag. Agag. Notați, de Agac și părăția lui ajunge puternică. Dumnezeu l-a scos din Egipt. Tăria lui este ca a lui pentru el. El nimicește neamurile care se ridică împotriva lui, le sfarmă oasele și le prepădește cu săgețile lui. În doia genunții, genunții și așa mai departe. Despre Dumnezeu vorbește așa. Cineva care nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Apoi, uitați-vă la corobiere din Iona, 1 cu 14. Și acolo avem un exemplu al felului în care oamenii încep să vadă pe Dumnezeu, chiar dacă nu sunt din poporul lui Dumnezeu, fiindcă se uită la oameni al lui Dumnezeu. 1 cu 14 în Iona. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, că și tu, Doamne, faci ce vrei. Niște curăbieri, oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu ca și când L-ar cunoaște. De ce? Fiindcă se uită la Iona, și știu că este din poporul lui Dumnezeu. Și în Daniel sunt mai multe exemple. Și aș vrea să citesc doar câteva. În Daniel 2 cu, 46. Atunci împăratul Nebucat a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înainte lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jerfe de mâncare și miresme. În 3 cu 28, un alt verset interesant. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeului lui Shadrach, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi, care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și s-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închină altul Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Exemple în care oameni din afara poporului Israel încep să-L vadă pe Dumnezeu în poporul lui Israel. Zerești nu-L vede pe Dumnezeu, însă își dă seama care are de-a face cu cineva din cadrul poporului lui Dumnezeu și spune, dacă Mardoheu e din poporul lui Dumnezeu, din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui. Știți ce știa Zeres? Știa istoria poporului evreu. Și știa cum Dumnezeu i-a scos cu mână tare în atâtea ipostaze de la strâmbtoroare. Asta știa ea și din cauza acestei istorii pe care Dumnezeu o creează și își pune amprenta, începe să simtă în viața familiei ei cum Dumnezeu se implică. Îi dă un ghiont și spune, aici nu e doar despre Mardoheu și Estera, aici e vorba despre Dumnezeu. Doar niște ipostaze de oameni care îi recunosc, îi recunosc puterea lui Dumnezeu. Și asta vede Zereș, nimic mai mult. Însă ce vedem noi? Ce vedem noi aici și acum? Când ne uităm la istoria familiei noastre, la viața noastră, la felul în care Dumnezeu se implică sau nu se implică în viața noastră. Și aici aș vrea să te gândești tu. Îl mai vezi pe Dumnezeu în viața ta? Și poate vrei să închizi ochii să te gândești la lucrurile astea. L-ai cunoscut pe Dumnezeu cândva de mult, te-ai botezat, ai trecut prin studii, prin catecheză, poate ai cântat în cor. Întrebarea este: Îl vezi încă pe Dumnezeu în viața ta sau a fost un moment în trecut? Și dacă nu-l mai vezi, întreabă de de ce. Și încă o întrebare, reversul ei. Îl văd alții pe Dumnezeu în viața ta? Din nou ne întoarcem la botez. L-au văzut. A fost un moment public în care ți-a chemat prietenii, prietenii să vadă acel botez, mărturisia publică a credinței în Dumnezeu. De atunci și până acum l-au mai văzut prietenii tăi pe Dumnezeu în viața ta? Un verset oarecum fără însemnătate, 6 cu 13, în care Zereș îi spune lui Haman dacă Mardoheu este din poporul iudeu, vei de înainte lui. L-a folosit Dumnezeu azi dimineață să-mi dau seama cum îmi vorbește Dumnezeu. Îl văd oamenii pe Dumnezeu în viața mea? Dacă aș tăcea, l-ar mai vedea? Întrebați-vă și voi lucrul acesta. Dacă ne-am uitat la actori, am văzut că aștepta nu înseamnă asta cu mâinile în sân, am văzut că planificarea nu lasă loc improvizării, nu există improvizare în lucrarea lui Dumnezeu, totul e plănuit, totul e bine gândit. Și într-al treilea rând am văzut prin Haman că mândria merge înaintea căderii, ca mai apoi să ne uităm la Dumnezeu care, se, care conduce istoria, își lasă amprenta în istorie și apoi se implică în viața mea și a ta. Și întrebarea este, se vede lucrul acesta? Da sau nu? Amin. Doamne Iisuse, stăm în fața Ta și îți mulțumim pentru încă o călătorie cu Estera. Doamne, am văzut că coincidențele sunt la fiecare pas, însă au fost gândite și planificate de Tine. Doamne, ce vrem să te rugăm este pentru acei oameni care te caută, care te văd, însă încă nu știu cum să te găsească, cum să pună mâna pe tine. Atinge-te de ei, vină tu în calea lor. Apoi, Doamne, mă rog pentru acei oameni care au probleme acasă, cu copiii, cu soția, cu soțul, și care parcă din cauza acestor probleme nu te mai văd pe tine. Ai vrea, Doamne, să vii și în calea lor? Adu mângâiere și pentru ei. Doamne, poate sunt oameni care suferă în trup, boli, cancer, diabet, care din cauza durerii încep să nu te mai vadă nici pe tine. Doamne, vorbește-le și lor. Și, doamne, apoi mă rog pentru acei oameni care poate vizitează biserica asta, poate cunosc membrii din biserica asta și încep să te zărească pe tine în viețile lor, în viețile noastre. Te rugăm frumos, acolo dă curaj copilor tăi să vorbească despre tine. În același timp ne uităm și la Mardoheu și vedem cum a fost ridicat de tine și totuși a rămas merit. Învață-ne să fim ca el. Ne uităm și la Estera și am văzut cum Estera își păstează cumpătul și știe când să aștepte și așteaptă bine. Învață-ne să așteptăm și noi în liniște intervenția ta. În numele Domnului Iisus te rugăm frumos să vorbește-ne în continuare în seara asta. Nu ne lăsăm să uităm ce am auzit astăzi și adu transformare în continuare. Amin.